Bună seara și bine ați venit! Evenimentul de astăzi, prilejuit de lansarea cărții Cel mai scump cadou de Crăciun și de prezentarea câtorva jocuri, se adresează celor mari, adulților, dar iar în vedere pe cei mici, dorindu-și să le păstreze vie nevoia sănătoasă de comunicare și interacțiune. Încă o scurtă precizare numai, atât cartea cât și cele patru jocuri, Vlahia, Satul, Betlehem, Mâncat Sănătos, sunt ilustrate cu adevărat foarte, foarte frumos. Ne bucurăm astă seară să-i avem invitați pe părintele Tudor Ciocan și pe domnul Dan Ion Vasile, scriitor. Vă ascultăm. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. În partea dumneavoastră, în partea domnului Dan Ion Vasile, dar de foarte multă vreme, a fost ceva aproape, de fapt, spontan această invitație și această prezență aici. În sensul că acum câteva zile, când de probabil la emisiune invitați, domnul Daniel Vasile vorbea despre o carte de povești. Și copiii mei au trecut de fața poveștilor. Dar eram interesat de aceasta, pentru că e o lume în care au cam dispărut poveștile. Și știind preocupările domnului Daniel Vasile, de a face, de a păstra o spiritualitate autentică și de a propovădui Evanghelia în felul său. De a prin această poruncă a Mântuitorului, eram curios cum poveștile pe care le-a scris sau pe care încearcă să le folosească, cum se folosește de povești pentru a ajunge la mesajul creștin. Poveștile țin de undeva de copilărie. Basmele copilăriei și citim cărticica respectivă, din care acum prezentăm o carte foarte frumos ilustrată, eu am citit doar textul. Citim cartea respectivă despre povești, e evident că acolo există un program de redactare. Și aș vrea să cei care ajung la poveștile acestea, domnul Daniel Vasile, să țină minte că sunt povești sau că sunt basme și că basmele nu trebuie neapărat citite, ci basmele trebuie povestite. Asta înseamnă că mai mult, din punctul de vedere, cartea aceeași aceasta, de povești, mai degrabă conține idei sau ceva care părinții care vor să povestească sau bunicii trebuie să citească și apoi să le dea cu propriile cuvinte. Nu doar să citească cu talent de acolo. E bine că e o promovare a poveștii, pentru că povestea îl pregătește pe copil să aibă un suflet frumos care la maturitate sau la adolescență și apoi la tinerețe și la maturitate să poată să rodească valori creștine. Când este foarte mic, poate să fie învățat câte ceva despre credința creștină, dar credința ortodoxă, așa cum o știm noi, de plinătate, a învățăturii ei, și teologice, și ascetice, și liturgice, e inaccesibilă, practic, un copil mic. Puterea lui de înțelegere este pe măsura vârstei, așa cum și Sfântul Pavel ne învață. De la împrunt, înțelegerea, și vorbește despre dinții de lapte ai creștinilor. Și atunci, întrebarea este ce facem cu copiii mici, sau cei care încep să înțeleagă, și cei foarte mici, chiar din pântece mamelor. Dar cei care încep să înțeleagă ce facem cu ei. Dacă încercăm să le povestim doar din Sfânta Scriptură și din Sfinții Părinți, s-ar putea să nu ajungem la rezultatul pe care îl dorim. Din contră, uneori se obține chiar rezultatul invers. Pentru că, iarăși, mă gândesc la Sfântul Apostol Pavel, care învață că, pentru că aveți dinți de lapte, de aceea sunteți încă nematurizați, să spunem Hristos, nu vă pot da învățătura cea tare. Și dacă un copil, un prunc de la tăi, îl grăbești cu hrana, chiar dacă e hrană sănătoasă, îi depășește posibilitatea lui de asimilare și se obține efecte contrare. Poveștile acestea, în anul de care aceasta este una și foarte frumoasă, încearcă să pregătească, și cred că pot să pregătească copiii la vârsta lor, să înțeleagă cât se poate. Aceasta despre cel mai frumos cadou de Crăciun. Este ca
tema este simplă, ca poveste este simplă de redat. Un băiețel care avea de toate și totul se simțea lipsa în viața sa, deși părinții lui îl iubeau și asigurau tot ce se poate, inclusiv confortul afectiv, nu numai confortul material. Și simțea lipsa unui frățior sau unui surioar. Și își dorește la un moment dat ca acesta să fie cadoul de Crăciun. Și îl dobândește, primind la Dumnezeu și prin lucrarea părinților, dobândește. Asta este rezumatul, e simplu. Dar a spune aceasta un copil care începe să preceapă despre un pic, să-și deschidă ochii asupra vieții, a spune aceasta un copil îl ajută să pătrundă, să înțeleagă că nu ceea ce este strict material este important, ci confortul este dat sau confort, e bine prost spus. Bucuria sufletească nu este dată de confortul material, ci bucuria sufletească este dată de dragostea pe care poți să o împărtășești și altora. Foarte frumos. Și sunt convins că eu am citit și alte povești în partea aceea, un doctor de povești. Bineînțeles că acolo este, la început, primele povești, de fapt, mai degrabă un program de lucru decât niște povești. Un program în care se apără nevoia de a păzi și de a crește, de a păzi ingenuitatea copilor și de a ajuta să crească în înțelegere, totuși în neprihănire. Ceea ce este iarăși opus a ceea ce se întâmplă de multe ori în lumea aceasta. În lumea aceasta copiii sunt, din păcate, de multe ori ademeniți. Părinții la rândul lor au fost ademeniți și nu au timp să se ocupe de copii și nici nu au discernământ să se ocupe de copii. Sunt ademeniți spre viață, spre a-și mobila interiorul cu tot felul de urățeni. Părinții n-au discernământ, n-au timp, nu înțeleg exact de ce n-au timp. Așa ne-a dus viața, să mergem foarte repede, să ne agităm, să avem foarte multe griji, să nu ne mai putem ocupa de ce e esențial. Ori ați mobila interiorul cu orice ți se dă, e foarte periculos. Pentru că, din păcate, asta știm de la Sfântul Apostol și Evanghelistul, ispitele vin de la diavol, de la trup și de la lume. Din păcate, lumea în care suntem este o lume căzută. Și nu este o lume care se încerce să înducă către veștinism, nu este o lume care se încerce să ne educe ca să crește spre veștinism, ci din contră. Este o lume care încearcă să ne educe într-o zonă, aș spune, anticreștină. Oricum, într-o zonă dezvoltată de toate, într-o zonă în care omul matur nu mai are niște idealuri, nu mai are o viață spirituală și totul se rezumă a consuma lucruri din ce în ce mai tari, lucruri care să-i stimuleze din ce în ce mai mult papilele gustative, să-i stimuleze din ce în ce mai mult simțurile, chiar în mod artificial să-i hipertrofieze simțurile și în momentul respectiv te trezești că ești înfundat, te înfunzi cu diverse și nu te mai saturi niciodată, diverse de tipuri de informație, pe de o parte, iar pe de altă parte, în sufletul tău te găsești gol. Gol sau, de fapt, de drept, goliciunea este chiar urățenia. Poveștile, dacă sunt poveștile cele din bătrâni pe care cunoșteam noi, basmele acestea, sunt într-adevăr ziditoare. Dacă sunt poveștile acestea, basme acestea atente de domnul Daniel Vasile, iale sunt ziditoare. Mai știu și alți autori contemporani de povești, cu rugămintea aceasta, ca cei care le citesc să le asimileze, să le povestească cu propriile lor cuvinte. Atunci își vor atinge efectul de bun și vor așeza și o altă stare în povestitor sufletească și sigur vor așeza o altă stare sufletească în copilul care se poveste. Mulțumesc și felicitări foarte mult! Câteva cuvinte despre cel mai sfânt cadou de Crăciun. Pentru mine a fost un cadou de Moș Nicolae, pentru că a văzut lumina tiparului în ziua de prăznuire a Sfântului Nicolae. Eu m-am bucurat foarte mult că ajunge această carte la copii, mai ales datorită ilustrațiilor, pentru că am scris poveștea de mai multă vreme, a fost tipărită, numai că e foarte important pentru copii să vadă ilustrațiile. Așa cum în biserici avem iconografia, avem Evanghelia pictată pe înțelesul omului simplu, în vechime chiar neștiutor de carte,
În ziua de azi e foarte important pentru copii să vadă ilustrațiile. Eu chiar m-am gândit, dacă nu cumva e bine să tipăresc cartea fără text. Adică ori voiam să tipăresc textul pe coperți, pe coperțile interioare, ori pur și simplu pe o foaie care să fie atașată cărții, să eventual la mijlocul cărții să poată fi desprinsă, pentru a-i forța pe părinți să spună copiilor povestea cu propriile lor cuvinte. Vă mărturisesc ca scriitor și ca editor în același timp că observ o scădere a interesului părinților față de timpul petrecut cu copiii, fiind alocat poveștilor. Părinții sunt din ce în ce mai prinși cu tot felul de lucruri și copiii cresc în fața televizorului. Practic, noile povești sunt cele pe care le privesc pe micul ecran sau cele pe care le învață unele jocuri pe telefon sau pe calculator și laptop. Mi se pare că pur și simplu, așa cum oamenii de știință studiază faptul că o anumită specie dispare, că mai sunt foarte puține exemplare într-o anumită specie, există din ce în ce mai puțin părinți care iubesc să-și petreacă timp spunându-le povești copiilor, din ce în ce mai puțin părinți care înțeleg că cei mici au nevoie ca de oxigen, de povești. Poveștile pe care le-am scris au fost scris așa, pur și simplu, că au nevoie de a oferi o alternativă copiilor, pentru că, din păcate, există o mulțime de cărți, mai ales de desene animate, în care sunt promovate valori îndoielnice. Am scris cu dorința de a bucura măcar încă un copil, și dacă se poate mai mulți, și mai mulți copii, pentru că, pur și simplu, seniorătatea copiilor dispare încetul cu încetul și lucrul acesta se vede cel mai ușor privind ochii copiilor. Eu stau aproape de o școală și văd cum sunt copiii când ies de la școală și văd în același timp și am văzut ochii atâtor părinți bătrâni, călugări la diferite mănăstiri, dar care aveau ochii mai senini, mai copilărești decât ai copiilor. Un copil care vine acasă și stă toată ziua pe rețele de socializare și pe telefon, nu-și dă seama de își pierde copilăria. Mi-e teamă că peste 10-20 de ani, dacă o să o ținem în același ritm, copiii vor deveni zombi nu pentru că o să le crească 4 sau 16 degete la fiecare mână, ci pentru că pur și simplu creierul lor nu se dezvoltă normal și există o grămadă de studii medicale în acest sens, numai că deși sunt trase semnale de alarmă, practic părinții din diferite motive nu fac față acestei provocări. Am fost șocat la un moment dat, în timpul unei predici, eram în Sfântul Altar și din 4 băieți de altar, cât erau în momentul respectiv, în timpul predicii acolo, 3 se jucau, 3 erau în fața telefonului. 2 se jucau, 2 jocuri, al 3-lea se uita la unul din cei 2 și al 4-lea, poate era atent la predică, nu puteam să dau seama dacă era atent sau dacă se gândea la ceva. Dar cu siguranță din 4 copii din altar, 2 se jucau și al 3-lea era atent la jocurilor pe telefon. Și când i-am spus părintelui asta, mi-a zis, Daniel, ce să facem noi, părinții, am pierdut războiul cu telefonul. Și este vorba de unul din preoții pe care îi apreciez cel mai mult, unul din cei care încearcă să se ocupe serios de credincioși și de familiile lor. La scaunul de spovedanie, ori afirmația aceasta că am pierdut războiul cu telefoanele, mi s-a părut foarte, foarte dur. Eu nu cred că am pierdut războiul cu telefoanele. Am zis că e practic și războiul cu televizorul pierdut dacă s-a pierdut cel cu telefoanele. Numai că, în realitate, niciun război duhovnicesc nu este pierdut, câtă vreme părinții înțeleg că Dumnezeu este alături de ei și că toate greșelile pe care le-au făcut ca părinți, întotdeauna există o posibilitate de întoarcere, o posibilitate de schimbare. Practic, eu aș prefera să scriu poveștile acestea trăind undeva la țară, într-o lume ideală, cu pace, liniște, înțelegere, o comunitate creștină frumoasă, sudată, dar practic nu trăiesc acolo și practic am încercat ca prin poveștile pe care le scriu să mă adresez în egală măsură copiilor și părinților. Prin această carte, cel mai scump cadou de Crăciun, am încercat pe de-o parte să-i ajut pe copiii să înțeleagă ce mare lucru este că au o frate, o soră sau mai mulți,
ce mari lucruri ar fi să aibă dacă nu au încă, dar în același timp și să-i ajut pe părinții care citesc această poveste copiilor lor să înțeleagă că familia recentă cu doi părinți și un copil nu e un exemplu bun. Adică se mulțumesc părinții zilelor noastre să facă un copil, să-i dea toată atenția, să se ocupe de el și fără să-și dea seama, crescând un singur copil și nevrând să-și asume riscul creșterii și altor copii, cresc un copil egoist, cresc un copil care nu învăța să dăruiască, cresc un copil care nu învăța să comunice și un copil care are foarte mari șanse să eșueze în viitor. Nu înseamnă că este predestinat. Adică eu nu scriu povești doar pentru copiii din familie cu copii mulți, nu. Ci doar încerc să-i ajut pe copii să înțeleagă valorile reale ale copilăriei. M-am bucurat foarte mult că a ieșit această carte și pentru mine este o surpriză, pentru că mă gândeam că poate va ieși la anul. Și totuși a ieșit. Mai mulți m-au întrebat ce rost are să scoți o carte pe sfârșit de an, n-apucă să ajungă în librărie, n-apucă să ajungă la oameni. Eu am știut că va ajunge cel puțin la o librărie, la librăria Sofia, și am avut speranța că oamenii care vor afla de carte vor veni, o vor cumpăra de aici sau o vor comanda pe internet. Și îi rog pe cei care vor vedea această transmisiune distribuită cine știe pe ce pagini de Facebook să o distribui mai departe, pentru că pur și simplu mă ajută să fac ca acest cadou pe care l-am făcut la scriitor să ajungă la cât mai mulți copii. Vorbeam ieri cu părintele Valerian, fostul actor Dragoș Păslaru, despre faptul că intenționez să fac un film artistic și îmi spunea părintele Valerian că, din păcate, noi în biserică n-am înțeles ce mare impact poate avea filmul. Noi nu am fost preocupați de realizarea unei școli de film cu specific ortodox și zicea părintele Valerian că ar fi trebuit ca biserica să se ocupe, să avem regizor ortodox, operator ortodox, scenariști, pur și simplu să fie formați, pur și simplu pentru că această slujire poate fi o slujire pusă în slujba lui Dumnezeu. Din mii de iconari cât există în lume, câteva sute sau câteva zeci, pornesc această lucrare cu binecuvântarea unui duhovnic, se citește o anumită rugăciune, la început, un fel de chirotesie, prin care ucenicul respectiv primește harisma, primește darul de a picta icoanele așa cum trebuie, în tradiția ortodoxă. Ori ar trebui ca un demers similar să existe și în ceea ce privește cinematografia ortodoxă. Eu aș merge mai departe și aș spune că mi-aș dori să existe chiar și filme de desene animat prin care să încercăm să transmitem copiilor anumite valori și cel mai scump cadou de Crăciun a fost gândit așa, tocmai pentru a stârni dorința altora de a-l transforma în desen animat. E adevărat că există și tendința aceasta de a-i sufoca pe copii cu materiale care de care mai creștine, care de care mai moraliste și ei fiind sufocați, în cele din urmă se pot sătura, numai că în realitate există prea puține materiale prin care copiii primesc mărturii de genul acesta. Vă dau un exemplu. Am fost chemat să lansez unul din jocurile mele la un muzeu cunoscut și acolo trebuiau să vină și niște copii cu acțiune de la o ambasadă. Și în momentul în care s-a apropiat cineva din grupa de organizatori și a văzut că aveam jocul Bethlehem, deși ei fusese invitați pentru lansarea altui joc, dar mi se spusese să-mi aduc și celelalte jocuri. Când au văzut jocul Bethlehem, mi s-a spus copiii nu vor veni la aici, nu vor veni la această acțiune, nu vor participa la această lansare, pentru că este un joc cu caracter creștin. Ori noi trebuie să fim indiferenți din punct de vedere religios și noi să-i lăsăm pe copii să vină aici. Discuția aceasta avea loc într-un muzeu în care erau 3 sau 4 biserici. Discuția avea loc la umbra aproape fizică a unei biserici și mie mi se spunea că nu trebuie să știe copiii de jocul Bethlehem pentru care specific creștin. Directoarea care m-a invitat și acolo, directoarea ajuntă, nu era în București, n-am pus o legătură cu ea, în fine, n-am mai avut nicio lansare, dar am înțeles cât de
Puternică este alergia celor care nu sunt creștini la orice mărturie legată de educația creștinilor în spirit creștin. Pur și simplu am înțeles că așa cum ne place să vedem filme istorice, cum se lupta Mihai Viteazu cu turcii, trebuie să înțelegem că și în ziua de astăzi turcii se luptă să pună stăpânire pe sufletele copiilor noștri și că e foarte important să încercăm să le oferim soluții. Data trecută, povestea și mai scump cadou de Crăciun, a apărut în volumul Doctorul de Povești, carte care are titlul una din poveștile mele preferate, de fapt. Doctorul de Povești este un copil care încearcă să repare poveștile care au ilustrații violente sau mesaj violent. Și la început, când frățiorul îi primește de Crăciun o carte care avea o imagine cu un balaur, cu un dragon, cel mic începe să plângă. Fratele mai mare rupe ilustrația respectivă, dar pe partea cealaltă era un clown. Bebelușului plăceau ilustrațiile cu clown și copilul plânge mai tare. Și frățelul mai mare, personajul principal al poveștii, înțelege cât de important este să încerci să repari poveștile, adică pur și simplu lipește la loc pagina ruptă și peste balaurul respectiv sau dragonul respectiv desenează altceva. Chiar dacă e doar o poveste, în realitate rostul ei este de ajutat pe copii și pe părinți să înțeleagă că orice citesc cei mici și orice li se citește celor mici poate fi într-un fel apă vie, basme, sau apă moartă. Adică, pur și simplu trebuie să avem mult mai multă responsabilitate și spun lucrul acesta nu doar celor care pur și simplu lasă pe copii să crească cum pot, că o avea grijă Dumnezeu de ei, nu? Din păcate, există și mulți părinți care vin la biserică să se spovedesc, să împărtășesc, vezi, dar cu toate astea nu sunt destul de atenți în ceea ce privește desenele animate pe care le văd copilor și cărțile pe care le citesc. Am înțeles, scriind povești, că practic războiul este mult mai puternic și nu se răzmă doar la ce cărți citesc copiii. Părintele spunea că îi pierdu războiul cu telefonul pentru că foarte mulți copii de la vârste mici stau din ce în ce mai mult pe telefon, pe tot felul de joculețe simple sau pe jocuri din ce în ce mai complicate. În momentul în care ai copii, în momentul în care vezi cum aproape că se droghează cu telefonul și spun lucrul acesta, nu doar pentru că am discutat foarte mulți părinți, fiind la rândul meu părinte, am văzut diferența între generația fiului meu, care acum e student în anul 2, și fetele de clasa 9 și clasa 10, care primesc teme pe telefon, care stau pe rețelele de socializare și în multe familii creștine există această problemă. Cum putem să facem pentru a-i ajuta pe copii să nu fie dependenți de rețelele de socializare și telefoane, etc. De aceea, în partea a doua a întâlnirii noastre, am să vorbesc puțin și despre jocurile pe care le-am creat. Jocul pe care îmi doresc cel mai mult să realizez și lucrez la de mulți ani este jocul Atos. Am să vă spun pe scurt povestea jocurilor. Acum 3 ani de adunirea Maicii Domnului, eu m-am născut de adunirea Maicii Domnului, am simțit că există ceva în sufletul meu, există ca un fel de gol și nu știam ce să pun în locul respectiv. Și am rugat-o pe Maica Domnului să mă lumineze, să-mi spună ce trebuie să fac în viață. Pentru că am scris multe cărți, am scris multe conferințe, dar simțeam că trebuie să fac și altceva, nu știam ce. Și mi-a venit în suflet să fac jocuri. M-am dus la Sfântul Munte Atos, la Părintele Iulian de la Prodromul, care îmi vorbim cunoscut, și mi-era foarte rușine să cer binecuvântare să fac jocuri, pentru că eu discutam cu părintele lucruri serioase. Așa, să mă duc să zic, știți, părinte, vreau să fac jocuri pentru copii, mi-era să nu râdă de mine. Și m-am dus cu sială și pe inima cât un purice, pur și simplu, la părintele, dar părintele m-a surprins prin atitudinea pe care a avut-o și mi-a zis, nu, Daniel, nu trebuie să faci jocuri, nu-ți dai seama câte nevoie au copiii de jocuri de genul acesta. Și mi-a dat binecuvântare să fac jocuri și mi-a zis că duci cu ele în toată lumea, lucru care părea o utopie atunci, acum 3 ani. În luna decembrie acelui așa an, cu 40 de zile înainte de Crăciun, mergând pe stradă cu soția mea, am simțit că eu de Crăciun o să am primele două jocuri, primele două board games.
Și am zis, Claudia, eu cred că de Crăciun o să am două Borgins produse. Și am zis, Daniel, nu se poate fizic, nu ai timp să se facă grafica, să se facă regulamentele, să se producă. Nu ai timp, omenește. Și am zis, eu sunt de acord că nu am timp să le fac. Dar hai să vedem, că și cred că Maica Domnului să mă ajute. Și deși ea nu mi-a dat nicio șansă, mi-a zis, bine, te las. Nu aveam timp să mă întorc chiar în Atos, pentru că era puțin nebunește ce voiam să fac, să produc două jocuri în 40 de zile. Și nicio carte nu pot să fac în 40 de zile, decât dacă e foarte mică. Și am auzit de un părinte deosebit din țara noastră, care a făcut mai multe minuni și m-am dus la să-i cer sfat. Dacă să fac aceste două jocuri sau nu. Eu le spusesem prietenilor mei că vreau să fac două jocuri, deși al treilea joc, cel cu Atosul, era cel mai important, pe care l-aveam în suflet, dar știam că grafica va dura mult, multă vreme și, într-adevăr, nici acum nu e gata. Părintele mi-a zis, Daniel, tu nu două jocuri trebuie să faci, ci trei jocuri. Și la al treilea am să te ajut și eu cu bani. Și pe mine m-a șocat lucrul acesta pentru că eu nu-i spusesem de al treilea joc, dar în clipa în care mi-a zis că mă va ajuta, mi-am dat seama că, într-adevăr, ăsta e răspunsul de care aveam nevoie. Am venit vineri seara de la schiz și a soției mele, Claudia, dacă omul ăsta e omul lui Dumnezeu, noi o să primim banii pentru jocuri, repede, repede o să ne împrumut de cineva. Dar nu mă stresez deloc. Lui m-a chemat un prieten în fața unui pân și mi-am împrumutat banii pentru un joc și ceva. De Crăciun, țineam în mână Betlehem și mâncat sănătos. De ce mi-am dorit să apară Betlehem? O să vă spun câteva cuvinte despre jocuri. Betlehem este un joc care are două variante. Una e pentru copii mai mici, care joacă un fel de piticot cu mai multe semne, și alta pentru fraților mai mari, care trebuie să ducă o echipă de pelerini spre Betlehem. Ideea e că atunci când urci pe munte, dacă e un grup și unul merge în față, unul în spate, există riscul să te rătăcești. Eu însumi m-am rătăcit în Sfântul Munte, fiind sigur că mă descurc singur, am bătut de atât de ori Dumnezeu Atosului și prietenii mei să mă iați măcar lanternă. Zic, ce să-mi iau lanternă? Mă simțeam ca la mine acasă și m-am rătăcit. În loc să ajung pe partea estică, am ajuns pe partea vestică sau invers. Și când am văzut marea și mi-am dat seama că e absurd, trebuia să fie în partea cealaltă, mi-am sunat prietenii și s-au îngrijorat. M-au întrebat, păi unde e soarele? Păi zic, acolo, nu e bine. Deci te poți rătăci. Și de asta am creat acest joc, în care nu contează ce piesă ajunge prima. Contează care din jucători își duce toată echipa de pelerini la punctul final care este marcat de Betlehem. M-a ajutat faptul că am găsit o hartă de secol XVI a Țării Sfinte și graficiana n-a trebuit decât pur și simplu să prelucreze grafic harta care așa apare de partea din spate a cutiei de joc și a putut să iasă la timp jocul respectiv. Mi-am dorit foarte mult ca cei mici să asocieze Crăciunul cu nașterea lui Hristos. Credeți-mă că deja am văzut părinți care au strâmbat din nas la cel mai scump cadou de Crăciun pentru că apare o ilustrație cu un copil care se roagă. Și comentariile au fost de dinainte să fie cartea tipărită, de când era numai textul în Doctorul de Povești, și eram cât pe să fac greșeala de a scoate cuvântul biserică. Credeți-mă că atât de trist am fost că părinții fac alegeri încât am zis, bine, cedeți, vreau să ajungă povestea mea la copil. Și am șters cuvântul biserică. Că spuneam, copilul se ducea, îi plăcea să ducă la biserică și de asta se roagă. Și m-a ajutat Dumnezeu că greșind ceva, a trebuit să iau de la început și am uitat să șterg cuvântul biserică. Și mă bucur că există un copil care se roagă în această poveste, chiar dacă mulți părinți strâmbă din nas. Pentru că nu le convine să apară un element creștin. Surprinderea mea a fost și că graficiana, care nu e o ființă care merge la biserică, să-l deseneze pe copil rugându-se. Și prin asta, cum să vă spun, a dat și mai multă importanță elementului creștin în această poveste și mi-e rușine că, într-un fel, până și eu vreau să mă dezinovățesc, înțelegeți? Și vă spun lucrul acesta ca să înțelegeți ca părinți că trebuie să apărați identitatea ortodoxă a educației copiilor voștri. De asta și pe cutia jocului Betlehem scrie cât se poate de clar că trebuie să asocieze copiii Crăciunul cu nașterea Fiului Dumnezeu care a venit în lume spre mântuirea noastră. De ce am făcut jocul Mâncat Sănătos? Cei care aveți copii știți foarte bine că vor la pizza, vor la McDonald's, vor să mănânce hrană cât se poate de sănătoasă. Cei de la Philip Morris au vrut să vadă. Oare nu cumva industria alimentară va avea peste ani de zile parte de procese similare pentru hrana toxică pe care o vinde și o comercializează în astea feluri și
studiul respectiv, studiul intern al realizat pentru Philip Morris, exact asta arăta, că peste câțiva ani o să avem parte de procese similare ale părinților cu copii diabetici, ale copiilor care au tot felul de probleme de sănătate, etc. Și eu când am văzut chestia asta, vă spuneam cu poveștile terminate. Le-am șters și nici nu mai știu ce povesti scrisesem pentru ilustrațiile respective, că nu m-a interesat. Am zis, nu, nu. Băi, eu trebuie să scriu despre hrana sănătoasă, trebuie să scriu niște povești pe care citindu-le copiii să încerce să aleagă hrana sănătoasă. Și a fost puțin greu, pentru că trebuia iarăși să schimb ilustrații, să schimb ordine, să faci tot, dar a ieșit ceva frumos și se mira graficiana, zice, păi, dar eu, parcă eu aș fi scris ilustrațiile pentru poveștile tale. Și m-am bucurat foarte mult că a ieșit cartea Mâncat Sănătos. E bine, având această carte la care se lucrează aproape 3 ani, ca o paranteză, ilustrațiile pe care n-am putut cu niciun chip să le bag în Mâncat Sănătos, au apărut ulterior separat în cartea Vlahia. Dar o să vorbesc și despre jocul Vlahia mai încolo, este ultimul joc pe care l-am produs. Văzând Mâncat Sănătos, mi-a fost ușor să creez un joc prin care copiii văd 4 povești, dacă nu au o carte, apar poveștile pe partea din spate a tablei de joc și jucând jocul respectiv, li se fixează învățăturile din povestea respectivă. După Mâncat Sănătos, eu mi-aș fi dorit să scot jocul cu Atosul, numai că e foarte, foarte greu și este o responsabilitate foarte mare, în sensul că e nevoie de foarte multe teste, e nevoie de o strategie foarte bună. Îmi doresc să fac un joc care să ajungă la cât mai mulți copii și sper că Dumnezeu mă va ajuta ca la începutul anului următor să fie gata. Al treilea joc pe care l-am făcut a fost jocul Muzeului Sato. De ce am făcut acest joc? Așa cum știți, România se confruntă cu problema analfabetismului funcțional în procent de 40%. Ce înseamnă asta? Că 40% dintre elevii care citesc un text nu știu să reproducă ideile principale. Nu înțeleg textul respectiv și nu știu să comunice ce am înțeles din el. Ceea ce pare absolut șocant. Eu nu-mi imaginam că în țara noastră procentul ar fi mai mare de 10%. Nici prin cap nu-mi trecea că vorbim de 40%. Ori procentul cred că va fi în creștere și datorită faptului că se citește din ce în ce mai puțin, că sunt din ce în ce mai puțin interesați copiii să citească. Și atunci am vrut un joc care să le pună copilul mintea la contribuție și după ce am terminat jocul, am avut bucuria să aflu că cel mai vândut joc de Facebook, pe Facebook, eu nici nu știam că se vând jocuri pe Facebook, într-o istorie a Facebook, am citit că cel mai vândut joc era unul care copiii găseau niște litere sau oamenii mari găseau niște litere, trebuiau să le amestece și să formeze cuvinte. Eu nu știam că ceea ce vreau eu să fac poate avea atâta impact. Eu am creat un joc în care se merge pe un traseu printre casele de la Muzeul Satului și cu cât sunt cuvintele mai lungi, cu atât se merge mai mult. Și acolo am fost foarte, foarte grăbit pentru că am ajuns la Muzeul Satului, nu mai țin minte, puțin timp, vreo 2 luni înainte de aniversarea muzeului, parcă 90 de ani erau de la aniversarea muzeului și mi-au zis, noi vrem să faci jocul, dar nu credem că ai timp. Și eu am zis, eu cred că am timp, că știam că am experiență și într-adevăr a ieșit contra cronometru, însă eu mi-aș fi dorit ca pe cărțile de joc să fie costumele populare de la Muzeul Satului, adică vreau să aibă și un impact vizual mult mai puternic pentru copii, pentru că costumele populare sunt frumoase. Din păcate, noi nu știm să promovăm vestimentația, costumele populare vechi românești și văzusem colecția de costume populare de la muzeu, văzusem un album cu imaginile respective și eram convins că muzeul o să-mi dea fotografiile, facem contractul și tipăresc costumele pe cărțile de joc. Nici prin cap nu trecea că Muzeul Satului nu avea copyright pentru fotografiile cu costumele lor. Astfel încât pe spatele cărților de joc, nu să fie costume populare cum am dorit, au fost doar niște modele țărânești, în fine. Am vrut ca prin jocul Satul părinții să poată juca cu copiii fără să-i lase să câștige. Pentru că cei care aveți copii știți că vă jucați cu copiii voștri și îi lăsați să câștige pentru a avea încredere. Dar de multe ori pe părinții plictisește chestia asta, că îi tot lași pe copii să câștige și tu practic nu prea te joci. Ori în jocul Satul, datorită sistemului de piese handicap oferit de părinți copilul, adică copiii pot începe din alt loc, nu de unde încep părinții,
poate fi un joc în care pur și simplu părinții își pun mintea la contribuții și este palpitant și pentru ei. Diferența esențială dintre satul și Scrabble, că și în Scrabble se fac cuvinte și se completa bletăcă, este că în Scrabble de multe ori nu ai vocale când joci. Și m-am confruntat cu lucrul acesta, mai ales când eram copil, dar și jucând cu copiii mei. Și atunci, în cărțile de joc de la satul, primești numai consoane și poți folosi orice vocală ori de câte ori vrei. Adică, creierașul, rotița creierului se învârte mult mai repede pentru că e o posibilitate de permutări, de așezare a consoanelor mult mai mare. Și doar dacă îți apare o vocală, vocala este tăiată și nu ai voie să o folosești în cuvântul respectiv, avem voie să folosești însă cealaltă vocală. Există tot felul de cărți surpriză care îngreunează sau ușurează formarea cuvintelor. În fine, am făcut și satul și de la satul am trecut la Vlahia. Cei care ați fost la Vlahia, la Muzeul Satului în miniatură de lângă Snahov, cred că ați fost și voi fascinați de ceea ce ați văzut acolo. Eu când am văzut Vlahia, mi se pare că e real că un om de afaceri a putut să se gândească că va crea ceva atât de frumos, atât de tradițional, atât de românesc, atât de aproape de București și nimeni nu spusese nimic, adică nici nu știam că există un loc extraordinar pentru ieșit cu familia și am fost invitat acolo, mi-a plăcut foarte mult și mi-am dorit să fac un joc cu Vlahia. Numai că am vrut să fac și joc și o poveste a Vlahiei. Și mă gândeam cum să leg Casa Toscana, care e o casă cu specific italian, care e chiar la intrare în muzeul satului respectiv, Muzeul Maramureșean. Și atunci am creat povestea unei prințese care aduce o fântână. În fine, am scris povestea Vlahiei și am și realizat jocul respectiv. Ce este de fapt Vlahia, Puterea Iubirii? Ce e cartea respectivă? Este o carte prin care încerc să-i ajut pe părinți să le vorbească copiilor în pilde, în istorioare, să-i ajute pe copii să înțeleagă, așa cum Mântuitorul vorbea în pilde, așa părinții să nu le bage pe gât copiilor tot felul de elemente morale, să încerce să le împacheteze în fabule, povestioare, etc. Și acesta este miezul poveștii Vlahia. Ceea ce m-a ajutat la realizarea jocului Vlahia a fost faptul că aveam exact imaginile cu obiectele țărănești pe care voiam să le folosesc pe spatele cărților de joc și, din punct de vedere grafic, cărțile au ieșit așa cum am dorit. Nu și culoarea a fost puțin greșită la cărți în tipografie, dar ilustrațiile au ieșit așa cum am vrut la jocul respectiv. Elementul principal al jocului Vlahia a fost că ne-am dat seama că principala problemă în ziua de azi în familie este comunicarea. Și copiii vin de la școală acasă și nu vorbesc aproape deloc cu părinții lor. Ce faci bine? Bine, bine. Este acest termen. Vă mărturisesc că fiind în Grecia la studii, faceam alergie la grecii care spuneau dar ce faci? Toate bune, ola cala, ola cala, ola cala. Mă săturasem să aud ola cala. Eu chiar am încercat să spun că fac rău, să văd, sunt atenți și unii nici măcar nu erau atenți, adică întrebau ce faci doar așa, din reflex și dacă le spune rău, da, ok, sănătate. Deci, o lipsă de comunicare care m-a speriat și mi-a dat seama că și în familie se ajunge la această lipsă de comunicare. Și atunci mi-am dorit să trec de la un joc în care avansez făcând cuvinte la un joc în care să se răspundă la întrebări legate de lucrurile frumoase din copilărie. Și există o grămadă de cărticele de joc care au pe ele întrebări legate de care a fost lucrul cel mai frumos pe care l-ai învățat, cum ți-a ajutat prietenii, chestii de genul acesta. Partea ușor dificilă fiindcă trebuia să pun întrebări la care să poată răspunde și părinții când picau în tablă la anumite puncte, adică să nu răspundă doar copiii și să faciliteze pur și simplu comunicarea în familie. De la Vlahia urmează să fie făcută trecerea la Athos și aici dificultatea principală a fost legată de faptul că mi-am dat seama că nu-i de ajuns să fac jocuri pentru copii. Testând Vlahia într-o formă de bază cu diferite grupuri de persoane, mai ales cu studenți, mi-am dat seama câtă nevoie ar fi să existe un joc în care să se poată povesti mai multe despre lucrurile pe care le ai pe suflet
Și testând Vlahia în varianta de bază, varianta de bază se cheamă Memotion, de la Memories and Emotions, în care spui cele mai frumoase amintiri, cele mai frumoase lucruri pe care le-ai citit, văzut, etc. În clipa în care transferi într-un joc cu subiect religios Athos, e foarte important ce întrebări pui. Încă lucrez la acest capitol și nu știu dacă voi reuși să termin până în postul Paștilor, adică m-am bucurat pentru că s-a întârziat grafica și s-a întârziat din motive obiective. Am vorbit cu starețul mănăstirii, am cel bine comentariu de la starețul mănăstirii Vatoved, să folosesc cei care ați văzut comentariatul, știți cum intri în mănăstirea Vatoved, în dreapta e o carte care e tablă de joc de board game 100% sau 95%. E harta mănăstirii Vatoved cu chiliile de lângă și când am văzut-o nu mai venit să cred eu. Vreau să fac un joc, n-am scătat avale de deja, gata. A trebuit doar să cer binecuvântarea să o folosesc. Și graficiana, exact ca la jocul cu Betlemul, n-a trebuit decât să redeseneze lucruri care sunt deja desenate pe harta Vatopedului. Deci, pe o parte, încă nu-mi dau seama dacă jocul o să aibă două sau trei fețe de joc, pentru că dacă la Betlem am tabla pentru copii mici și tabla pentru copii mai mari, la jocul cu Athos vreau să fie aici o harta a mănăstirilor în care se joace și cei mari și cei mici. Aici să fie în joc, adică e deja mănăstirea Vatoped și cu insula și se face traseu de la Vatoped spre insulă cu cei mici. Și aici să fie Athos-ul dintr-o parte în alta, pentru că am mai găsit o hartă foarte frumoasă atonită cu mănăstire și e deja prelucrată. Deci nu-mi dau seama dacă o să aibă trei fețe de joc sau două. E un lucru care poate să pară banal, dar nu e banal. Și mă gândesc la varianta cea mai bună în care să se poată juca jocul respectiv doar cu cărțile de joc. Pentru că eu vă mărturisesc că atât de mult am iubit jocurile încât m-am înscris la facultate și acum 2 ani de zile am fost student. La propriu. Deși în anul al doilea nu am mai primit pe motiv că sunt în vârstă. Deși am întrebat, pe anul trecut când am plătit taxa, nu eram tot în vârstă, cum se explică diferența? Dar cred că motivul nu ține de vârstă, nu vreau să intru în detalii. Cert e că eu chiar m-am dorit să fiu student, am fost cu colegii mei în tabără, etc. Adică soția mea, care are oricum trei copii, m-a lăsat să mai fiu copil încă un an și ca să pot crea jocuri, am avut nevoie de mediu studențesc. Jocuri de tabără, etc. Acum mi se pare puțin ciudat cum le-am lăsat, dar m-a lăsat. În mediul respectiv mi-am dat seama cât de important e să putem avea jocuri pe care să le putem juca oriunde, adică la o terasă unde e masa foarte mică, unde nu poți să pui lângă două pahare de suc și două farfurii de bărișturi, nu poți să pui tablă de joc. Și de asta mă gândesc cum să fac Athos-ul fără tablă, adică varianta pentru copii să fie cu tablă, dar cum poți să faci același joc să se poată juca doar cu cărțile de joc. În principiu am vreo două, trei variante. Și sper să mă lumineze Dumnezeu să fie bine. Vă mai mărturisesc un lucru, că făcând o ședință de coaching pentru a reuși să găsesc soluția optimă pentru a scoate jocul în varianta ideală, în coaching ies la iveală cele mai adânci chestii din sufletul tău și am înțeles în ședința respectivă de coaching cât de mult îmi doresc să fac un film. Am rămas puțin șocat pentru că știam că vreau să fac un film, dar știam așa ca o chestie undeva departe. Părintele Iustin Pârvu îmi spusese cu ani în urmă să fac un film cu Sfinții Închisorilor, de-aia zis, părinte, eu sunt cu cărțile, cu nu mă pricep să fac film, n-am timp pentru așa ceva, mi se părea foarte multă risipire, împrăștire, mă speria lucrul acesta. Și fac această paranteză pur și simplu ca să cer să mă sprijiniți în rugăciunile voastre să duc la bun sfârșit proiectul meu pentru 2019. De care eu am să vă vorbesc acum, chiar dacă n-are legătură cu cartea și jocurile, e un film care are în centru un copil. În clipa în care filmul meu a intrat la regie, deși nu m-a așteptat să intre din primul an, eu tocmai intrase la limbi străine și credeam că nu o să intre la facultatea de regie, în clipa în care a intrat la regie, mi-am dat seama că, așa cum el a crezut în visul lui, așa și eu ca om, mare cadrul, trebuie să pot învăța de la filmul meu și să cred și eu în visul meu. Și
mi-am dorit să fac un film despre Sfântul Nectarie din Egina. Foarte mult mi-am dorit. Regizor Gabriel Achim îmi propusese să facem un film documentar de lung metraj. Mi-a zis, în România nu există așa ceva. Hai să facem un film documentar despre o minune. Poate că știți cartea Am fost o fară de Sfântul Nectarie, un copil de Târgu Mureș care a trăit această minune. Mi s-a părut și mie tare ideea, am vorbit cu familia, familia a fost foarte reticentă, a zis nu, noi ne-am făcut datorie, am dat mărturie în carte, mai mult, dar atâta nu facem nimic. Eu mi-am tot dorit să fac filmul, am vrut să apară cartea în limba greacă cu copilul respectiv Casian. După cartea și a fost lansată în Atena de ziua, de acum cu ocazia prăznirii Sfântului Nectarie. Și în ediția limba greacă am vrut să fie două capitole în plus. Unul să fie capitolul cu preoteasa Maria Oprea din Sibiu. Poate știți, o preoteasă care a avut o sarcină extrauterină, s-a rugat Sfântului Nectarie și a simțit cum ca un peștișor intră în pântece dintr-o parte în alta și a născut un copil sănătos, o fetiță pe nume Nectarie. Pentru că văzând cum părinții lui Casian nu mă lasă să fac timp despre Casian, am vorbit cu preoteasa și preoteasa m-a lăsat. Și nu înțelegeam de ce ediția greacă e mai mică decât cea în limba română. Și mi-a dat seama că uitasem, nu numai să le trimit lor mărturia preoteasei, uitasem și s-o trimit traducătorului și în același timp îi trimisesem traducătorului mărturia ce n-am vrut să apară la început în limba română. Cum l-am cunoscut eu că sunt un Nectarie, cum trebuia să aduc moaștele din Egina, România. Era o poveste pe care m-am sfiat să o scriu, dar m-am gândit că e bine să o scriu pentru ediția în limba greacă. Și în cele din urmă am și tipărit-o în limba română, acum mai a apărut ultima ediție în luna noiembrie și a apărut povestea întreagă. Dar nu apărea nici mărturia mea, pentru că uitasem să o trimit editorului grec. Și am rămas așa trist și m-am întrebat, oare de ce n-a apărut în limba greacă tot ce gândisem eu pentru carte? Oare nu cumva filmul, eu scrizeam în mărturia mea că vreau să fac un film despre preoteasa respectivă și ceream cei care mă pot ajuta să mă contacteze. Și zic, oare nu cumva filmul trebuie să fie despre Casian? Și înainte să lansez cartea în Grecia, am sunat familia copilului și am zis, ascultați-mă, este ultima oară când vă sun. Dar eram foarte împăcat. Eu mă duc în Grecia și lansez cartea. Și când lansez cartea, vreau să știu despre ce film cu Sfântul Nectarie o să vorbesc. Mă lăsați să fac filmul cu Casian sau nu? Și părinții s-au întors și au zis, da, te lăsăm, dar nu vrem să apărăm în film. Păi stați că nici se punea problema să apăreți. Vorbisem cu regizorul Nicolae Mărgineanu, în fine, cu mai mult, cum să punem țara, că le să fim cât mai bun. Vă mărturisesc că ajungând, spun asta așa în încheierea paranteze, ajungând în Egina, am rămas șocat să văd cât de minunat face Sfântul Nectarie acolo. Și am auzit niște lucruri deosebite și am lucrurile pe care le-am auzit o să și apară în partea de sfârșit a filmului, adică oamenii care au trăit minunile respectiv o să joace în propriile roluri în film. Lucrând la acest film care părea mult mai puțin realizabil până la praznicul Sfântului, dar de atunci încoace din ce în ce mai realizabil, îmi dau seama că și voi ca părinți trebuie să aveți curajul să credeți că Dumnezeu vă va ajuta în tot ceea ce este de folos pentru binele copiilor voștri. Adică, la început, când auzeam unii cunoscuți că vreau să fac film cu Sfântul Nectarie și să fie un film să filmeze și în România, și în Grecia, și în Atena, zâmbeau așa ironic că da, Daniel, tu vrei multe, dar nu prea ai cum să o scoți la capăt. Și eu mi-am dorit foarte mult și am crezut că se întâmplă lucrul acesta. Și când am terminat conferința din Atena, mi-am dorit să vorbesc chiar în biserica din Pireu, dacă știți, Sfântul Nectarie după moarte a fost, în drum spre Egina, a fost pus în fața bisericii din Pireu, cea mai mare biserică, și nu l-au primit pe Sfânt înăuntru. L-au lăsat în fața bisericii. Și acolo am vrut să se lanseze cartea. Și după conferință vine o Gregoarică și îmi spune, eu lucrez la Ministerul Afacerilor Externe și cu mine a făcut Sfântul Nectarie o minune, vreau să te ajut cu filmul, spune cu ce pot să te ajut. Zic, păi, în primul rând cu strângerea de fonduri, și nicio problemă, ce am lucrat atâtea țări. Și părintele de la Mitropolia din Egina mi-a trimis o regizoare din Grecia care să mă sprijine. Se leagă lucrurile, mie nici nu vine să cred. Vreau să am legătura cu un actor rus care să apare și el în film în rolul unui pelerin rus și îi zice regizoarea din Grecia, auzi, zice, dar coreeni de ce nu bagi în film? Zic, ce să bag? Credeam că n-am înțeles bine că vorbeam în greacă. De ce coreeni? Zic, păi de ce coreeni? Zice, păi nu știi că vin mulți coreeni la Sfântul Nectarie, că a făcut o mare minune și păi nu știu, n-am auzit, zice. Dar mai bine bagi unul negru, zice că trebuie să vorbesc, să găsim o minune tare făcută ca să se vadă că sunt ajută și pe negri.
Și în cartea tipărită de curând în limba română, scrisă de părintele de la Mitropolia din Eghina, Emanuel Ianulis, carte pe care vă recomand tuturor, se face referire la o icoană făcătoare de minune a Sfântului Nectarie fercată în aur adusă din India, că Sfântul a făcut o minune și acolo. Deci, eu știu atât, că în anul 2020 sunt 100 de ani de la, adormirea Sfântului Nectarie și îmi doresc ca în 2020 să apară filmul cu Sfântul Nectarie. Mai exact vreau să se termine filmările anul care vine de prăznuirea Sfântului, pentru că se va încheia filmul exact cu drumul nostru în Eghina, care a avut acum o lună. De ce v-am spus lucrul acesta? Și pentru ca să aveți pur și simplu curajul de a vă pune nădejdea în Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu e Cel care ne poate ajuta să scoatem la capăt copiii noștri. Adică, pare un drum sinucigaș. Auzi, atâtea tâmpenii, atâtea nenorociri. Mi-am întrebat un prieten care fusese bine băgat în lumea drogurilor. Spune-mi și mie la ce liceu îmi recomand să intre, să dea fiul meu ca să nu iese probleme cu drogurile. Și el m-a întrebat, dar nu tu vorbești serios? Ce întrebare tâmpită e asta? Deci droguri se vând peste tot. Important e să găsești un liceu în care să nu fie atât de serioasă problema asta. Lucrul pe care l-am auzit pe mine m-a descumpărit, m-am simțit pur și simplu expirat, pentru că, deși țin conferințe în licee, adică nu-mi dădeam seama că e atât de serioasă problema cu drogurile. Și ceea ce m-a bucurat e că în liceu în care a ajuns fiul meu, când a terminat liceu, portarul mi-a zis, știți, zice, am fost portar și la liceu foarte cunoscut din București. Zice, acolo am văzut cum copiii buni erau schimbați încet, încetul de găștile rele. Aici, în liceul ăsta, am văzut fenomenul invers. Și nu cu multă vreme în urmă am auzit că la liceu de dinainte, unde fusese portarul, un grup de vreo 20 de copii au fost prinși de poliție. Mă mir că în presă n-a apărut nimic pentru trafic de droguri de, nu știu, 3 sau 5 sau 10, înțelegeți? M-a șocat lucrul acesta. Poate să nu se strice imaginea liceului, în fine, nu știu ce socotele au, dar problema e foarte gravă. Și cu toate astea, noi trebuie să avem nădejde că o vom scoate la capăt. Cu toate greșelile pe care le facem ca părinți, nu o să putem sta lângă copiii noștri atât cât au nevoie. Nu o să le putem spune toate poveștile de care au nevoie. Nu o să ne putem juca cu ei atât cât au nevoie. Dar cu toate astea trebuie să facem cât pași putem, înțelegeți? Adică e un demers în care Dumnezeu nu ne lasă singuri. Sfântul Nectarie s-a arătat în 1925 unei femei, Dionisia, și a spus, astăzi credința a dispărut, astăzi credința a dispărut. Și în același timp îi zice, aici unde ești, vei urca sus de tot. Sau te voi urca sus de tot, cum Sfântul Nicolae de Sfântul Nectarie, că te voi înălța sus de tot, așa și Sfântul Nectarie este acestei femei. Adică credința se împuținează, credința dispare, dar cu toate astea Dumnezeu lucrează și femeia aceea a trăit aproape de Hristos. Cam astea sunt lucrurile pe care vreau să vi le zic. Pentru mine a fost o mare bucurie că rugându-mă la moaștere Sfântului Nectarie acum la praznic să apară poveștile și în alte limbi, să-mi apară jocurile și în alte limbi, deja cartea e, aceasta e luată de un mare editor grec care atât de mult a fost îngătat de poveste încât m-a întrebat dacă poate să scrie ceva pe ultima pagină. Ori editorii nu se bagă în cărțile pe care le tipăresc, știți? Și eu când am văzut cum pune problema, m-am gândit, zic, băi, cartea trebuie să apară neapărat și în limba română. Și chiar dacă a apărut târziu, repet, de Sfântul Nicolae și n-apucă să fie cine știe ce difuzată până de Crăciun, totuși, cred că merge și reclama din gură în gură, word of mouth, știți cum se zice la sistemul acesta de promovare. Îi rog pe părinții care ajung la această carte să mă ajute să o dau mai departe. Acestea fiind spuse, vă rog încă o dată să mă pomeniți și pe mine rugăciunile voastre ca să scriu povești care să ajungă la inimile copiilor. Eu regret că acum mulți ani, prea Sfântul Varsamânt, fiecare mi-era duhovnic, mi-a dat ascultarea să scriu povești și mie mi s-a părut un lucru banal. Vă mai zic și lucrul acesta ca să vedeți cum poate lucra Dumnezeu. Unii poate știți cartea Anunții. Acolo există o poveste, povestea Vulturilor Aurii. Cum am scris această poveste? În perioada respectivă, duhovnicul nu mă spovedea dacă nu veneam la el cu un text literar. Deci nu duhovnic, trebuia să fie literatură. Și într-o săptămână n-am avut nicio inspirație, n-am avut stare, n-am putut să scriu nimic. Și eu nu mă spovedea nici mă zic, băi, stai în stare să nu mă spovedească. Și stăteam acolo la coadă și stăteam așa cu sufletul meu, zic, băi, stau ca prostul și ce o să-mi zic, că să vin peste o săptămână?
Și m-am zis, Doamne, luminează-mă să-mi vină în gând, să scriu o poveste. Ajută-mă să zic o poveste, să-mi vină o idee. Și mi-a venit povestea avorturilor aurit, care așa a apărut în Palatul Poveștilor. Și când mi-a venit rândul să mă spovedesc, zic, părinte, nu vă supărați, eu n-am scris nimic, dar pot să vă zic o poveste și o scriu după ce mă spovedesc. Și el mi-a zis, lasă, hai că te spovedesc, scriu după aia. Am scris-o, am trimis-o unor prieteni care erau în America și el și ea, fiind căsătoriți, s-au culcat după masă și au visat amândoi aceeași poveste. Și când am auzit că doar pot să viseze aceeași poveste, m-am zis, păi, uite cum lucrează ascultarea de duhovnic. Și mi-am dorit să mai scriu, însă după aia mi s-a părut că faptul de a scrie povești, așa o chestie, e prea banală. Regret enorm că n-am scris mai multe povești. Regret enorm că nu mi-a trecut prin cap ideea de a face jocuri, pentru că cu greu înveți să faci jocuri. Adică, practic, da, eu am avut două jocuri până la Crăciun, de la Mâncat Sănătos, e o cutie de calitate înduienică, primul tipograf m-a păcălit, au fost greșeli, la Betlem, îmi fac antireclamă acum, harta era frumoasă de secol XVI, dar eu pur și simplu nu mi-am dat seama că trebuia să fie exact invers, trebuia să fie Marea în stânga, adică exact cum era harta de secol XVI, exact așa am tipărit-o, fără să mă mai gândesc la alte detalii. În ediția viitoare o să repar lucrurile, însă cu toate micile greșeli pe care le facem, important e să ne angajăm serios în ceea ce vrem să facem. Când am fost la Părintele Valerian, el să-i cer binecuvântare să iasă cu bine filmul cu Sfântul Nectarie și el ne sprijine, a zis, știi ce e important? Că vreți să-l faceți. Chiar dacă nu iese. Mie nu mi-a plăcut la început chestia asta, dar după asta pe drum mi-a dat seama care de toate ce. Important este că vreți să vă implicați în realizarea unui astfel de proiect. Și dacă vrea Dumnezeu, o să și fie dus la capăt. Dacă nu, e important că v-ați luptat pentru așa ceva, atât de frumos, atât de important. Și cred că Dumnezeu nu o să ne lase. Vă mărturisesc că am inima plină de bucurie și plină de nădejde, mai ales după acest pelerinaj în Elina, că Dumnezeu e mult mai aproape de noi decât credem. S-a arătat Sfântul Nectarie cuiva și a spus, sunt mâhnit că oameni, atât de puțini oameni îmi cer ajutorul. Adică eu îmi imaginam că nu mai privește Sfântul să ajute oamenii care îi cer ajutorul, dar în realitate lucrurile stau exact invers. Adică cel mai cunoscut sunt mare făcător de mine în secolul 20 spune că atât de puțini oameni îi cer ajutor, adică trăim într-o lume care pe cât sunt de grele provocările cu care ne confruntăm, Dumnezeu ne ajută de 100 de ori. Aseară, de exemplu, am vorbit despre Sfântul Nectarie la o biserică din Sibiu, unde există moaște la o mulțime de sfinți și tot fiind invitat de același părinte să lansez cartea cu Casian, mi-a dat cheile de la biserică și m-am dus acolo să mă rog, seara icoana făcătoare de mine. Primisem oraclă cu niște sfinte moaște, poate ați auzit de sfinții din Patericul Românesc de la Peștera. Antonie Munteanu, Mihail Bădigă și Puznicul Necunoscut. Că sfinții a scris Părintele Amic din Patericul Românesc. Se bacă diavolul, dar în același timp lucrează și Dumnezeu. În cartea părintelui Gheorghe Colțea scriu că nu înțeleg de ce moaștele nu erau acolo unde știau ei că au fost moaștele de părintele Antonie. Pentru că ultima oară le-a mutat părintele Teofil și Gabriela Moldoveanu, pentru că de ei e vorba, când a tipărit o carte a ei, pune fotografia părintelui Antonie și scrie acolo că moaștele au fost mutate de 3 ori. Adică există o mărturie înainte de găsirea moaștelor că moaștele nu erau acolo. Când s-au găsit moaștele, și cu asta chiar închei povestirea mea, când am zis că părintele îmi dă racla, îmi spusese că peste două săptămâni mă cheamă să țin altă conferință la Sibiu. Și eu m-am dus acolo în față, eu icoană făcătoare de mine, care a și zvorât mir, și zic, dându-mi cheile de la biserică, m-am dus acolo noaptea singur, zic, Maica Domnului, trimite-mă în Atos, dar te rog, trimite-mă repede, pentru că Natos este un ucenic al părintelui Teofil, stomatologul de la Vatope, e un ucenic și voiam neapărat să se închine și el la Sfintele Moaște. Când a venit la mănăstire împreună cu un prieten, părintele Teofil a zis, voi doi, dacă vă lăsați barbă, o să ajungeți călugări. Și a zis, e tena, eu aveam barbă. Și zic, au venit și ăștia acum și se călugăresc ăștia. Și s-au călugărit și au ajuns în Atos. Unul este stomatologul de la Patopel, celălalt s-a întors în țară. În fine, voiam neapărat să ajung acolo. Zic, Maica Domnului, trimite-mă repede în Atos, mai mult de două săptămâni, nu pot să țin Sfintele Moaște. Vin în București sâmbătă și joi, când mă duc să mă spovedesc, când intru în biserică, este cineva. Mă întreabă Daniel, poți să vii în Atos? Când? Sâmbătă. Cât mă costă? Nimic. Mă duc la duhovnic, e bine că duhovnicul mi-a dat binecuvântare, ajung în Atos, ajung la Patopet, se închină părintele respectiv. După câteva zile primesc un SMS. Frate,
bunicuțul nostru a făcut o minune. Aveam o problemă la coloană, m-am închinat și după ce m-am închinat sunt bine. Și m-am bucurat că Dumnezeu lucrează și de asta m-am gândit că poate e cazul când apare jurnalul în greacă să apară așa povestea întreagă și cu Părintele Teofil și cu Părintele Antonie, pentru că din moment ce Dumnezeu lucra prin ei și fac minuni, sfinții, cred că e bine să fie mărturisit, adică m-a ajutat cuvântul Sfântului Paisia Ghioritu care zice așa, veneau oameni care făceau, trăiseră minuni cu Sfântul Arsenie Capadocian. Sfântul Paisia Ghioritu le spunea să nu le tipărească, ci să le mărturisească ei gura lor. Și m-am gândit că e nevoie, într-un fel, și de mărturisire din viu grai și în scris într-adevăr. Și vă spun lucrul acesta ca părinți. Cum să vă spun, cum e pictarea icoanei, un lucru bine plăcut lui Dumnezeu, creșterea copiilor e un lucru extraordinar de plăcut lui Dumnezeu. Trebuie să vă dați seama ce mari harismi ne va da Dumnezeu, ce mare responsabilitate aveți. Nu vă lăsați biruiți de gândurile că, vai, e greu, vai, e pedere. Acum cineva la radio și mi-a zis, uite, vină să vorbești despre educația copilului, pentru că mulți dintre cei pe care am invitat, pe care am vrut să-i am pe invitații în emisiunea mea, deși au copii, spun că au probleme, nu mai vin la biserică, faptul că de prostioare și o criză reală, chiar și preoții, etc. Și am spus că nici eu nu vreau să vin, pentru că și eu mă declar absolut corigent la această materie a creșterii copiilor și retipărind cartea despre creșterea copilor, prima oară aportată acum 19 ani la Cristiana Anonimă, și după aceea s-a tot reitat, acum reeditându-o, mi-a fost rușine să văd că eu n-am aplicat cele pe care le-am scris acolo, de aveam căsătorit, aveam primul copil, am spus sfaturile pe care le-am auzit, dar alții și credeam că e foarte ușor să le și aplici. E, judecându-mă pe mine după ce le-am scris acolo, clar sunt corigent. Și într-un fel, și alții se văd că sunt corigenți. Dar trebuie să ne punem nădejdea în Dumnezeu, că nu o să ne lase. O să-i trimită pe Sfinții Lui, o să-i trimită pe Maică Dumnezeu să ne fie în ajutor și să ne ajute să-i ținem de mână pe copii. Și chiar dacă au neputințe, pentru că hrana duhovnicească pe care vrem noi să-l o dăm, concurează destul de greu cu hrana cealaltă. Dumnezeu îi va ajuta să o scoată la capăt. Și de ce vă spun că e destul de greu cu această concurență? La un moment dat, la o conferință, într-o pauză, a venit cineva cu niște ochelari din aceștia virtual și mi-am pus și eu să văd, băi, cum e pentru copii? Și e foarte simplu, apăsați pe, intrați într-un list, apăsați pe un buton, să te spun zgârienor, călcați pe o stinghie și uitați-vă în jos. Eu știam că sunt pe holul unei săl de conferință, chiar mă uitam pe lângă ochelari, zic, băi, sunt aici, știu că sunt aici, nu sunt pe zgârienori, că mie mi-e rău de înălțime. Și spunea, călcați pe placa respectivă, pe care o vedeam pe ochelari și nu aveam curaj. Deci vă spun că am rămas șocat, eu știam unde sunt, știam că sunt într-o sală de conferințe. Dar pur și simplu, creierul meu nu putea să zic, uite în jos că mă lua amețeala. Era foarte bine făcută grafica. Și atunci mi-a zis, nu nimic, suiți-vă în lift, coborâți și după asta încercați să zborați. Țineți-o în rachetă și eu așa tare zbora racheta, că numai paralel cu pământul vreau să zbor, nu o să țin așa, o ținem așa. Nu, nu, nu zice, țineți mâna drept, țineți mâna drept. Ce să țin, că mâna drept e așa. Ori mi-am dat seama că sunt atât de bine făcute lucrurile astea, încât pe un om mare, un om mare e greu să conștientizeze că e realitatea virtuală. Dar până nu-i copil. Văzând însă provocările, puneți-vă nădejdea în Dumnezeu. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări scurt legate de cel mai scump cadou de Crăciun sau de joc, păi vă putem răspunde. Dacă nu sunt, vă mulțumim. Întâlnirea asta se oprește aici. Doamne ajută!